Meciul caritabil prin care se strâng fonduri pentru a îndeplini visul lui Florin Zaharie de a ține în brațe din nou băiatul a fost un succes în Baia Mare. Evenimentul organizat de Asociația Energia Mișcării alături de ASOC s-a desfășurat duminică și a fost găzduit de Sala Sporturilor la Scărpană. Au fost organizate mai multe jocuri de fotbal la care și-au anunțat participarea diverse asociații din Maramureș, dar și oameni cu suflet mare care au dorit să ajute. Eu mă bucur de tot. M-am obișnuit să nu am pretenții și mă bucur de tot ceea ce se întâmplă azi. E un început, e nevoie de educație. Și e bine, e bine. Exact cum am promovat evenimentul, de suflet pentru suflet. Și exact asta se întâmplă azi. Este emoție, clar, 100%. Avem aproximativ 16 echipe. Au venit și echipe care nu au confirmat, le-am trimis invitații și au apărut. La manifestare au participat și reprezentanții clubului de motocicliști North Six Riders Baia Mare, care au lăsat motoarele și s-au întâlnit pe terenul de fotbal, totul pentru un scop nobil. O bucurie de a redescoperi un pic sportul, să zic așa, alături de colegii mei și o mișcare frumoasă de duminică, bineînțeles, să susțin în această cauză minunată. Florin Zaharie spune că se află în această situație de câțiva ani și chiar dacă soarta i-a fost potrivnică și și-a pierdut ambele antebrațe, nu s-a lăsat descurajat și a continuat să fie activ. Acum visul său este să-și ia din nou în brațe băiatul de 12 ani. O mare bucurie, mulțumesc la toată lumea că a participat. Vrem să ajungem să-mi pot procura două proteze bionice cu care să mă pot descurca singur în mai mare măsură de cum mă descurc acum. Acum am zis 6 ani sunt așa și am început să merg pe bicicletă, joc fotbal, mănânc singur, mă barberez singur. Cu două proteze mai bune, performante, a fi și mult mai ușor. Și cel mai important, ca să poți să... Cel mai important, să-mi poți ține băiatul în brațe. Mă iubește. Și abia așteaptă să proteze, să mă pot juca cu el. Pe lângă competițiile sportive, mai mulți artiști de renume din județ au susținut un recital muzical, iar publicul a putut urmări și diverse demonstrații de dans. La final, evenimentul a fost unul de succes. Potrivit organizatorilor, de ieri până azi s-au strâns peste 10.000 de euro. Banii vor fi folosiți pentru a cumpăra două proteze bionice pentru Florin Zaharie, fiecare în valoare de 65.000 de euro. Cei care doresc să se alăture acestei campanii pot în continuare să facă donații.